Este o zi deosebită pentru partidul nostru, o zi importantă. Felicit pe toți cei care, colegii mei care s-au ocupat pentru realizarea acestei acțiuni. Cred că menirea noastră, în primul rând, a celor care suntem acum membri ai Partidului Național Liberal sau chiar în funcție de conducere în Partidul Național Liberal, una din marile noastre provocări este de a punta de fiecare dată care a fost importanța Partidului Național Liberal, care a fost Partidul Unirii, Partidul, dacă dorim, Partidul Constituirii României Mari și Moderne. Pentru că dacă nu o să facem lucrul ăsta, pentru că foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, ca partid de opoziție, ca partid la putere, dacă nu o să facem lucrul ăsta, dumneavoastră, dragi copii sau dragi invitați, care nu sunteți membri ai Partidului Național Liberal, nu o să știți niciodată cât de important a fost partidul nostru pe eșterul politic de acum 143 de ani și până acum. Îmi revine și o misiune de a citi un mesaj din partea președintului partidului, domnul senator Șoptică Costel. De obicei, prefer să fiu mai rapid să nu citesc, dar am citit, am făcut o primă citire a acestui material și am spus că este important totuși să punctăm cine suntem noi și ce vrem noi. Dar în ultimul rând trebuie să vă spun, dragi colegi, liberali, în momentul de față, că avem o moștenire frumoasă și o misiune foarte grea. Suntem obligați cu toții să ne ridicăm la înălțimea înaintașilor noștri prin tot ceea ce facem. Cu gândul că nu o să vă plictisesc citind acest mesaj, înțeleg și vă rog să înțelegeți cât de important este de fiecare dată cu toții să punctăm aceste lucruri. O să încerc să fiu cât mai rapid și scurt, chiar dacă este la a doua citire. Constituirea statului românesc a fost prima bătălie politică și diplomatică pe care prima generație de liberare a câștigat-o după Revoluția de la 1848. Secolul al XIX-lea a fost secolul liberalismului, care a reprezentat pentru societatea românească momentul cuplării la spațiul cultural și politic al Europei Occidentale. Pentru tine, Preculince Brătianu, Dimitrie Brătianu, Mihai Gogălnicianu, Cearu, Seti, etc., declanșarea Revoluției de la 1848 reprezenta o ocazie mult așteptată pentru afirmarea în spațiul românesc a unor valori precum libertate individuală, egalitatea în fața legii, garantarea proprietății, principii și idei care făceau parte deja din vocabularul lor politic. Experiența acumulată după înfrângerea Revoluției avea să-i determine pe cei mai mulți dintre ei să se angajeze într-o amplă acțiune de convingere a opiniei publice europene și a liderilor politici importanți cu privire la necesitatea și utilitatea, chiar și pentru interesele lor, a constituirii unui stat românesc unitar la nordul Dunării, reușind să cointereseze în acest proiect național marile puteri, mai întâi în acceptarea lui Alexandru Ioan Cuza în fruntea Principatelor României și apoi în recunoașterea lui Carol de Hohenzollern ca monarh constituțional. Liberalii și-au judecat statutul de întemeitor a statului românesc modern unitar. Pentru